Sunt Tatiana Andrieș și m-am reîntors pentru a lucra din nou împreună cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră acest frumos trandafir. După cum vedeți, el este foarte fin, foarte delicat. Am folosit două tipuri de pamblică, pamblica de mătase și pamblica obișnuită de satin. În mijlocul acestui frumos trandafir am aplicat această floricică, după ce, bineînțeles, am îndepărtat frunza, frunzulițele care sunt aici la baza acestei flori. Apoi am folosit, așa cum vă spuneam, pamblica de culoare verde cu lărgimea de 3,8 cm, pamblica de satin și pamblica de mătase de culoare roșie cu lărgimea de 2 cm și jumătate. Apoi, pentru a continua prezentarea celor care sunt necesare, vom avea nevoie de foarfece, vom avea nevoie de un ac cu ață, vom avea nevoie de lipici lichid. Aici, în mod obligatoriu, avem nevoie de lipiciul lichid. Vom avea nevoie de brichetă, apoi vom avea nevoie de un cartonaș cu lățime de 2 cm. Acesta ne va ușura foarte mult în munca noastră. Acest trandafir, chiar dacă este puțin mai delicat, mai frumos, mai atrăgător, va veni lucrat într-un mod deosebit și veți vedea imediat de ce spun într-un mod deosebit. Apoi, pentru frunză, la fel, voi folosi un șablon. Vi le puteți confecționa și dumneavoastră din carton. Eu am pus o bucată de carton în două, am desenat forma frunzei, apoi l-am decupat. După cum vedeți, cartonașul meu are o înălțime de 7 cm și o lățime de 3,5 cm. Fiind prezentate acestea, eu propun să încep să lucrăm, pentru că, oricum, acest trandafir este un pic mai migălos. Vom avea nevoie, așa cum vă spuneam, de pamblica de culoare roșie, pamblica de mătase și vom măsura 1,30 m. Deci aceasta este lungimea de care vom avea nevoie. Pentru început vom sigila țesutul cu bricheta foarte încet, în felul acesta. Apoi voi lua acul cu ață și voi începe să lucrez. Voi îndoi pentru început acest capăt, voi pune în formă de triunghi și cu acul cu ață voi începe să cos. Voi intra un pic de aici, din mijloc. Și apoi, încet, încet, vom înseila, practic, materialul. În momentul în care am ajuns aici, vom lăsa acul deoparte. Și acum va veni rândul cartonașului. Cartonașul, așa cum vă spuneam, are o lățime de 2 cm. Îl vom fixa aici
Vedeți foarte bine. Sper că se vede. Apoi vom lua pamblica și o vom plia în felul acesta. Vom extrage cartonașul, pentru că avem nevoie să respectăm această măsură de 2 cm pe întreg parcursul acestei lucrări. Apoi, această parte care am pliat-o, care am îndoit-o, vom prinde colțul de aici și îl vom purta în partea de jos a trandafirului, în felul acesta. Vedeți? Apoi, din nou, voi continua să cos. Dumneavoastră puteți folosi și o astfel de clamă, care de obicei se folosește în atelierele de coafură, și vom continua să coasem. De această dată, cu atenție, să prindem toate părțile materialului. Știu că la început vi se va părea un pic mai greoi decât cealaltă floare pe care v-am prezentat-o, însă veți vedea că rezultatul final merită acest efort. Voi coase din nou până voi ajunge aproape la capătul acestui nou triunghi. Apoi din nou voi aplica cartonașul și voi plia din nou pamblica. Procedeul va fi același. De aceea avem nevoie și de atât de mult material, de atât de multă pamblică, 1,30 m. Vă reamintesc din nou. Eu voi coase așa, nu am nevoie de clămiță. V-am arătat-o doar pentru a vă ușura un pic în lucru acestui trandafiraș. Și voi continua să cos. Deci acestea sunt mișcările cele mai importante pe care trebuie să le facem. Aici vom fi atente să prindem toate părțile materialului și vom continua în felul acesta până la capătul pamblicii. În caz că la capăt ne va rămâne o porțiune, o bucățică, nu este nicio problemă, o vom scurta. Este puțin probabil să rămână, dar oricum punem în balanță toate ipotezele posibile. Acum din nou voi îndoi, deci voi forma acest triunghi și voi continua să cos. Așa cum vă spuneam și în celălalt tutorial în care v-am prezentat celălalt model de floare din pamblică, încerc să vă arăt modelele cele mai ușor de realizat, mai ales pentru doamnele nou începătoare, pentru doamnele care vor să învețe și această tehnică, și de aceea cu foarte mare plăcere vă fac aceste tutoriale, pentru că știu că sunt și doamne care lucrează în pamblică și de aceea vreau să prezint câte puțin din ceea ce știu
bineînțeles, modalități de a face flori sunt foarte multe, însă așa cum spuneam, eu le aleg pe cele mai simple pentru a vi le arăta. În felul acesta noi vom continua până la sfârșitul pămblicuței. Eu am deja pregătit ceea ce îmi trebuie. După ce am lucrat câteva astfel de petale, pentru că ele în realitate vor fi petalele trandafirului, vom trage un pic firul și aici la capăt încet încet vom trage materialul în felul acesta. Îl vom încreți un pic, dar numai la capăt. Deci unde am început să lucrăm petalele trandafirului. Foarte puțin, nu mult. În felul acesta. Așa, acum eu, așa cum vă spuneam, am deja pregătit tot ceea ce îmi trebuie pentru a nu vă ține foarte mult aici în fața în fața ecranului. Și voi începe să montez floricica. Voi lua lipiciul lichid acesta. Acum de adevărat nu este de foarte mare ajutor și voi începe să pun pe partea de jos, deci pe partea unde am cusut. Voi pune lipiciul, după care această floricică o voi pune aici în mijloc și voi începe să o aranjez în felul acesta. Deci de jur împrejur. Vom ține un pic apăsat. Să se lipească bine. În același timp voi continua. Voi pune lipici. Îmi pare foarte rău că nu reușesc să aranjez camera într-un alt mod în care să puteți vedea mult, mult mai bine. Și vom rula practic de jur împrejur în felul acesta. Vom strânge un pic ca să se lipească materialul. Așa cum vă spuneam, la început vi se va părea un pic greoi, dar ca în orice ce creăm, până când nu depunem și un pic de efort, nu reușim să avem rezultate. Aici este nevoie de foarte multă răbdare, la fel ca și la croșetat. În felul acesta îmi pune totul de jur împrejur. Îi strânge un pic
să se lipească bine. Deci am preferat să am deja pregătit lucrarea, pentru că este nevoie de un pic de timp pentru a o aranja floricica. Și din nou vom rula în felul acesta. Vom presa un pic. Vom continua cu lipiciul lichid. Această floricică o puteți folosi chiar aplicată pe acele cartonașe pe care cu siguranță le veți găsi în librărie, acele cartonașe tip felicitare, unde scrie la mulți ani, 8 martie, 1 martie, și le puteți face cadou ca și chiar ca și mărțișor. Acum nu mai este chiar acea obișnuință de a pune numai decât mărțișorul în piept. Se poate dărui și acea mică vedere, acea mică felicitare, unde deasupra puteți aplica foarte bine o astfel de floricică. Sau puteți crea buchețele în culoarea în care doriți, în culoarea în care vă place, pentru a face diferite aranjamente. Acum am ajuns aproape la capăt. Voi pune un alt pic de lipici aici, pentru că nu am ajuns prea bine. În felul acesta. Și vom încheia cu floricica noastră. Nu vă preocupați dacă se vede culoarea albă, pentru că aici, cum ați văzut, eu am pus doar 3 frunzulițe, însă trandafirul propriu-zis va veni înconjurat de frunzulițe de o parte și de alta. Acum, dacă am terminat de lipit totul, vom trage un pic de aceste petale, în felul acesta, și îl vom desface un pic, trandafirul nostru, vedeți? Acum vom face frunzulițele. După cum ați văzut, v-am prezentat și celălalt șablon
celălalt cartonaș, după care vom lucra frunzulițele. Cred că vă amintiți la doamnele care au văzut tutorialul cu trandafirii din pamblică, cei cusuți petală cu petală. Ați văzut că am folosit și acolo acest tip de șablon, acest mod de a face frunze. Acum vă voi arăta, doamnelor care nu au urmărit acel tutorial sau care poate din întâmplare, fiind înscrise mai târziu, nu au reușit să ajungă la el. Și după cum vedeți, am pus pamblica în două, pentru că voi tăia două frunze deodată. Îl voi fixa aici și voi tăia. Totul este foarte, foarte simplu. Veți vedea cât de ușor realizăm și frunzulițele. Nu este nimic deosebit, cel puțin mie îmi pare, poate pentru că sunt obișnuită să lucrez mult și în pamblică și am lucrat foarte mult în pamblică. Acum voi da deoparte de aici, în același fel, ținând bine frunzele, după cum vedeți, voi face câteva mici tăieturi, foarte puțin, distanțate, 3, iar apoi voi întoarce și pe partea aceasta și voi face alte mici tăieturi, încercând să păstrez distanța în corespondența tăieturilor de pe partea cealaltă. Acum, fiind făcute acestea, vom tăia aici în două și încet, încet, cu bricheta, vom sigila țesutul. Voi da un pic aici. Așa. Am trecut, deci, pe această parte și apoi, încet, cu bricheta, dedesubt, vedeți? În felul acesta voi face pentru a da forma de frunză de trandafir. Știți că nu este perfectă, este un pic este prea puternică bricheta, dar nu reușesc să micșorez placăra. Voi ține un pic distante, în felul acesta, vedeți? Aș avea nevoie de o altă brichetă, însă nu mă pot deplasa de aici. Trebuie să fiți atente să nu vă ardeți. Așa, vedeți modul în care am creat frunzele. Acum eu voi tăia alte trei frunzulițe. În acest timp voi întrerupe video și vom relua. Acum am lucrat și celelalte frunzulițe, deci avem un total de 6 și încet încet voi începe să le lipesc de jur împrejurul trandafirului. Voi începe de aici unde am încheiat trandafirașul. Voi aplica lipițul lichid, de aceea vă spuneam să nu vă preocupați dacă se vede firul de ață cu care ați cusut.
pentru că aici vor veni aplicate frunzulițele și totul va fi acoperit. Voi continua cu altă frunzuliță. Voi pune și pe partea aceasta. Continua să aplic frunzele. Iată că am ajuns și la capăt. Le ținem un pic apăsat să se lipească toate. Și uitați-vă ce frumusețe am reușit să lucrăm. Eu cred că vă va plăcea această floricică pentru a crea un buchețel, un aranjament. Putem atașa de această parte, după cum vedeți, un alt trandafir. În felul acesta va fi mult mai bogat, să spunem. Și un alt lucru care vreau să vi-l spun, dacă vi se pare că frunzele nu stau destul de bine aranjate, puteți adăuga din loc în loc un alt pic de lipit. Uite, de exemplu, eu aici nu sunt mulțumită de modul în care se aranjează. Și ce voi face? Voi pune aici o altă picătură de lipit. Voi lipi frunzulițele. Vedeți? Dacă doriți să lipiți aceasta pe o vedere, pe o felicitare cu acel scris frumos, puteți foarte bine tăia codița la floricică și apoi să o lipiți pe felicitarea respectivă. Eu aceasta am vrut să vă arăt astăzi. Sper să vă placă. Aici putem, după cum vedeți, dacă dorim să facem un mic aranjament, putem face codițele în felul acesta și apoi putem ajunge alți trandafiri de jur împrejur. Putem schimba chiar și culorile, putem face mijlocul cu un trandafir alb, iar pe părți să punem de jur împrejur trandafiri roșii. Oricum, eu am vrut să vă demonstrez și acest model de a face trandafiraș. Sper că v-a plăcut ceea ce v-am arătat. Cine dorește poate încerca. Mi-ar face mare plăcere să văd că cineva vrea să îmbrățișeze și această
și această metodă de a lucra în pamblică. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și înainte de a încheia, vreau să vă rog că dacă din întâmplare vedeți unul dintre tutorialele mele, vă rog foarte mult să vă înscrieți pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș și în felul acesta mă susțineți acest canal să meargă mai departe. Voi încerca și pe viitor să mă adresez din nou și să continui cu lucrări pentru doamnele începătoare și încet, încet vom ajunge să creăm și lucruri un pic mai complicate, aranjamente și alte, așa cum vă spuneam la începutul acestui an, când v-am spus că vreau să inițiem un pic în croșetul irlandez, în modul în care realizăm diferite aranjamente. De aceea vă spuneam, vă rog să vă abonați, să vă înscrieți, de fapt, nu să vă abonați, pe canalul YouTube Tatiana Andrieș, să dați like, să dați share, să distribuiți lucrările mele dacă vă plac și să lăsați un comentariu. În cazul în care aveți întrebări, nedumeriri, nu ezitați să mă contactați, să lăsați scris în comentariul sau în comentariile tutorialelor pe care le execut și eu vă voi răspunde la fiecare dintre dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc din nou, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc un weekend plăcut. La revedere!